Este anchetă la poliția din Vrancea după ce doi ofițeri ai instituției au fost filmați în timp ce turnau benzină de la pompă în niște bidoane de plastic pe care le-au introdus ulterior în portbagaj. Deși legea spune clar că pentru astfel de operațiuni este nevoie de un recipient omologat, cei doi polițiști au încălcat decizia fără să clipească. Au și o scuză. Au luat benzină pentru un alt echipaj care rămăsese în pană de combustibil. Scuzele nu i-au impresionat pe superiorii acestora, care au decis deschiderea unei anchete interne.